agricultură în Botoșani avem nevoie de irigații, în primul rând, și de antigrindină. Deocamdată nu avem nimic, nici irigații, nici antigrindină. Bun, le luăm le luăm teren. Pe de-o parte, de irigație avem nevoie în toată țara, clar și în județul Botoșani. Iarăși, politicianul nu dă bine când spune ce a fost și trebuie să ne comparăm, dar adevărul că aici noi socialdemocrați chiar avem ce să ne comparăm, pentru că a reușit ca în mandatul trecut să redeschidem 4 zone irigabile. Din păcate, în mandatul PNL-USR, că asta trebuie să spunem, sub ministrul agriculturii Oros, nu s-a făcut nimic, din potrivă s-au blocat investițiile, pentru că mai erau în curs finanțarea a alte două amenajări de irigații, era la stadiu de studii fezabilitate și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, dar nu s-a mai întâmplat nimic, mai mult de atât prin PNRR, spre uimirea tuturor românilor, 0 euro pentru irigații. De ce? Știți de ce? Știți de ce? Știți explicația? Avem metrul la Cluj? Nu, n-am fost. Nu, și asta, până la urmă, e o sumă mare, dar dacă încep să împarți, rămâne mică. Faptul că ministrul agriculturii nu s-a luptat și nu a fost interesat de lucrul ăsta, Ghinea n-a înțeles această importanță, dar se pare că noi ne-am prezentat la un moment dat la Comisia Europeană cu un program de dezvoltare a irigației, a sistemului de irigație în România, un program scris de domnul Daia pe tehnica veche. Lucru care nu se mai acceptă și am fost sesizat să nu venim cu altceva. Deci nu am fost în stare. Putea să sună ministrul agriculturii să spună schimbă tehnica. Ba, dar era bun, dar nu eram în alianță. Acum suntem în alianță și cred că mai merg telefoane. Una peste alta, știți bine, se rediscută de PNRR. Da, s-a cerut rediscutarea PNRR-ului și în acest sens. Deci nu doar pe pensii, cum mai multe. Mai secte. Mult de atât, fără banii PNRR, noi am promovat deja o lege prin Parlamentul României în care am îndreptat totuși o nedreptate. Și poate știți, am și comunicat ea, în sensul în care astăzi beneficiarii avantajelor irigații, sistemului de irigații, sunt doar fermierii care se află localizați pe raza amenajărilor de irigații, iar cei care îți vecini sau sunt în alte parte, ghinion, nu poți nici măcar să beneficiezi, unul că nu beneficiezi de apa care vine prin canale, da? Dar nu poți beneficia nici de acele avantaje financiare, care statul nu plătește, știți? Statul acoperă cheltuiala cu apa care vine pe canal. Mai mult de atât, am îndreptat lucrul, 50% din sumele pe care fermierii le vor cheltui din amenajări de irigații proprii, da? 50% cu cheltuiala pe energie electrică să fie suportate de stat. Deci, am adus în beneficiile irigațiilor, nu numai fermierii care sunt pe raza amenajărilor de irigații, ci și alții. Dacă îți faci un puz din mare adâncime sau vii cu primești autorizația să poți iriga dintr-un curs de apă, da? Sau dintr-un lac, ia și așa mai departe, clar, autorizație de la Apele Române, suma pe care o cheltui cu energie electrică, jumătate este acoperită de noi, de stat. Mai mult de atât, mergem pe antigrindere, da? Păi ne-am ținut de cuvânt, iarăși ne-am ținut de cuvânt, ministrul agriculturii, așa cum a promis, a bugetat, noi am bugetat în bugetul agriculturii sumele necesare pentru 10 puncte antigrindin în județul Botoșani. Astăzi, după ce s-au făcut măsurătorile, asta vreau să vă spun la ce etapă suntem. Deja a venit firma care a câștigat licitația pentru analizele în teren. Deja s-au stabilit cele 10 UAT-uri unde vor fi amplasate aceste centre pe terenurile primăriilor, și aici trebuie să apreciez și le mulțumesc primarilor care au înțeles lucrul ăsta și pun la dispoziție teren, și aici primari din toate partidele, din cele două partide care se află acum la guvernare. Mai mult de atât,
astăzi Ministerul Agriculturii, puteți verifica, a introdus aceste sume în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, tocmai ca până la finalul anului să avem licitații pentru construirea lor. 10 puncte înseamnă și niște oameni angajați acolo care se avut grijă de cele... Mulți oameni. Minim, se spune, minim 10 oameni minim, pe fiecare punct. Da. Mai mult de atât, dacă ne uităm pe hartă, dacă ne uităm pe hartă, pentru că sistemul tehnic trebuie să fie corelat cu ceea ce există astăzi. Adică fiecare centru de asta trebuie să, să fie în să aibă continuitate. Adică astăzi centrele pe care le avem la Iași, că s-au oprit la Iași, așa, fiecare centru de asta trebuie să continue cu cele noi. Adică, cu alte cuvinte, nu poți să așezi un centru de asta, o stație de asta anti-grindin oriunde. Conform analizei tehnice, da, acoperim astăzi 70% din suprafața județului Botoșani. Ce am făcut? Suntem împreună cu Consiliul Județean, domnul președinte, și cu Direcția Agricolă, cu directorul de Libaș, facem o adresă, acum suntem, am discutat cu amândoi, să transmitem către Ministerul Agriculturii o soluție, astfel încât să suplimentăm la nivelul județului Botoșani cu încă 3 stații antigridere, să avem acoperită 3 județul Botoșani. Am avut acel experiment cu 2 avioane care au venit la noi și pentru ceva să însământeze norii pentru ploaie. Ar putea fi continuat? Da, este un experiment și ăla, un experiment care e bugetat de Ministerul Agriculturii și tocmai în urma rezultatelor care... Atunci chiar au fost rezultate. Chiar au fost rezultate. A plouat. Da. Știți, îmbogățirea, de fapt, e îmbogățirea norilor cu ion de argint. Deci îmbogățirea a ceva. Ceva care trebuie există ai, deja. Da, trebuie să ai prielnic ceva. E, se pare că au fost rezultate. În momentul în care vor veni, vom avea rezultatele scrise, da? Și acolo este un studiu, un experiment. Experimentul, cele două avioane, e acel experiment, face parte de un experiment mult mai mare, care continuă. Când vom avea rezultatele experimentului, cu siguranță Ministerul Agriculturii va decide și va susține investiții în așa ceva.